Campionatul mondial de bob va avea loc în acest an în stațiunea Mamaia, după ce în ultimii 12 ani a avut loc la Monaco. Este o realizare fantastică, iar echipajele României speră să obțină măcar o medalie. Cele mai mari șanse le au sportivele Maria Constantin și Andreea Grecu, cele care în 2015 au fost câștigătoarele Cupei Europei la bob. Startul cu bobul și skeleton este un eveniment sportiv foarte important pentru România. Noi avem șanse mari și noi sperăm vom urca pe podium. S-ar putea să fie o medalie de aur, s-ar putea să fie una de bronz, dar noi sperăm că o medalie vom aduce sigur, mai ales la bobul feminin. Sper că împreună să facem treabă bună, iar în 2018 la Jocurile Olimpice din Coreea să aducem niște locuri meritorii României. Până la debutul campionatului mondial, care va avea loc pe data de 5 septembrie, în Mamaia se lucrează de zor la montarea pârtiei din piața Ovidiu. Aici, pe întreg parcursul zilei de 5 septembrie, va avea loc Cupa României la bob. Un bun prilej pentru sportivii români să se obișnuiască cu pârtia. Sportivele românce au venit și ele să dea o mână de ajutor la montarea pistei, dar au fost rapid trimise să se odihnească de către staful tehnic. Fetele sunt foarte bine, chiar acum 5 minute au părăsit terenul de montare a acestei piste. Li s-a interzis de echipa din Olanda să mai pună mâna pe instrumente, de frică să nu se accidenteze, pentru că și ei știu ce înseamnă sportul de performanță. Ele sunt bune să alerge, să împingă bobul, dar să umble cu ciocanul, cu cuie și cu alte instrumente e cam greu. Să înțelegem că au pus și ele mâna să... Da, au pus mâna, au încercat, au văzut, a fost greu și, pe urmă, șeful care se ocupă de montaj a spus: fetelor, duceți-vă acasă, antrenați-vă mai departe, asta e treabă de băieți. România va concura cu 3 echipaje de băieți la bob dublu și 3 de fete. Organizarea unei astfel de competiții poate părea neobișnuită, fiind un sport specific de iarnă, însă pârtia nu va fi una de gheață, în locul lamelelor fiind montate roți. Campionatul mondial se va desfășura între 5 și 11 septembrie în piața Tacazino din Mamaia.